Vă rog să-mi spuneți care sunt problemele pe care le întâmpinați aici în zona de nord a Ploieștiului, pe strada Alba Iulia, o zonă de altfel cunoscută ca fiind una dintre cele mai frumoase și cele mai scumpe zone din Ploiești. Bună ziua, mulțumesc că ați venit. În primul rând și în primul rând locuiesc aici de cel puțin 12 ani. În această perioadă ne confruntăm cu mizerie, cu iarba respectivă care crește și nu vine nimeni la toaletare, având în vedere că acest drum este un drum de acces prin spatele locuinților pe strada Alba Iulia. Nu avem canalizare, nu avem dezăpezire, nu avem toaletarea spațiului verde. Noi ne ocupăm de tot. Vedeți și dumneavoastră că nu s-a mai venit aici de ani de zile, tot ne cresc buruieni, tot ne cresc tot felul de probleme. În tot acest timp ați încercat să sesizați autoritățile locale cu privire la situație? Da, s-am sesizat verbal, nu știu dacă din tot tronsonul de vecini care este s-a stabilit să vorbească sau să scrie de genul respectiv. Avem probleme mari cu copiii, cu partea unde este privată, peste drum. Observați că aici avem foarte mult ambrozie și e foarte mult buruiană și nimic, nimeni nu vine să facă un pic de curățenie. Problema cea mai mare este că avem conducta care este de termoficare, unde aici noaptea se strâng boschetari, se strâng persoane care consumă alcool, care fac mizerie, care țipă. Aș putea să spun că mă pricep așa un picuț la mirosurile de marihuana, de fumată, alte plante. Am sunat la poliția locală, am sunat, nu au venit și dacă au venit, au venit prea târziu. Și dacă au venit, au spus, da, prin vecinul de peste drum ne-a dat telefon. Am început să mă cert eu cu ei și tot, adică niște lucruri care, în principiu, consider că plătim taxe și impozite, consider copiii ar trebui să meargă pe trotuar. Da? Și pentru frumusețea orașului, nu mai spunem de strada Alba Iulia, care știm că sunt atâtea gropi și atâtea probleme cu ea, măcar partea de toaletare. Repet, cunoaștem, știm sigur că am întrebat, acest tronson de drum este încadrat ca drum principal din Alba Iulia, unde ar trebui să intre cei de la cu dezăpezirea, cei cu curățenia, măcar o dată pe săptămână, nu vrem zilnic cum trec zilnic aici de, spuneți, udă și mătură. Dar măcar o dată pe săptămână, bordurile nu mai zic, să mai vede urme că tot noi le vopsim, tot noi le întreținem, dar nu, ceea ce e de data asta mi se pare strigător la cer.